este un pistol cadet și de ce este promovat atât de mult? Am să-ți povestesc mai multe despre pistolul cadet, dar înainte de toate, aș vrea să ți-l și arăt. Acesta este pistolul nostru cadet. După cum bine observați, are o culoare foarte prietenoasă, acest portocaliu este foarte prietenos, dar aș vrea să punctez că în spatele acestei culori stă foarte, foarte multă tehnologie. Acest pistol este un pistol revoluționar creat pentru a dezvolta abilități de mânuire a armelor de foc și pentru a face ca greșelile de tragere să fie ceva de domeniul trecutului. În comparație cu un pistol real, pistolul cadet are mai multe avantaje. Și anume, în primul rând, este un pistol de plastic care nu necesită ungere, curățare și așa mai departe. Are nevoie doar de niște baterii pentru a funcționa. Chiar dacă este din plastic, acest pistol, ca și greutate, este foarte, foarte apropiat de pistolul real. În al treilea rând, trăgaciul este unul mult mai dur față de cel al unui pistol real. Și am să vă spun și de ce. Fiind dur, trăgaciul dezvoltă abilitatea trăgătorului de a-l apăsa liniu. Condiție obligatorie pentru executarea unei trageri cât mai precise și cât mai de calitate. Tehnologia acestui pistol ajută trăgătorul în a-și corecta greșelile de tragere. Și anume, designul său este patentat de un senzor care avertizează printr-un semnal sonor trăgătorul când acesta face o greșeală, spre exemplu, introducerea a două degete pe trăgaci, și aprinde un LED de culoare roșie pentru o perioadă de aproximativ 9 secunde. Dacă v-am făcut cât de cât curioși și ați fost foarte puțin măcar impresionați de acest pistol, puteți să veniți să-l testați în poligonul nostru virtual la Ares Studio sau, dacă vreți să exersați acasă, îl puteți comanda de pe are-studio.net.